Scandalul testelor antidrog greșite continuă, totul după ce în spațiul public au apărut tot mai multe reacții despre diferențele mari în testele pozitive din stradă realizate cu aparatele drug test și rezultatele din laboratoarele unităților de medicină legală care ar ascunde, în realitate, acte de corupție. În acest context, Consiliul Superior de Medicină Legală a publicat o analiză a cauzelor din spatele rezultatelor eronate, registrate de aparatele drug test ale Poliției Rutiere, în urma cărora au de suferit tot șoferii nevinovați. Între timp, medicii legiști atrag atenția că din cauza lipsei de bani pentru reactiva a ajuns să facă eforturi supraomenești, după ce Ministerul Afacerilor Interne ar refuzat, în mod repetat să aprobe mărirea tarifelor medico-legale. Despre această situație discutăm acum cu domnul Cătălin Sone, expert antidrog. Bună dimineața! Vă mulțumim! Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație! Bine v-am regăsit! Cum vedeți toată această situație? Diferențe mari între rezultatele pozitive arătate în stradă de aparatele dracte și cele din laborator. Ce se află, de fapt, în spatele acestui fapt, domnule în primul rând, mă bucur faptul că această, această entitate, Consiliul Superior de Medicină Legală, a ieșit public și a recunoscut anumite aspecte. Această recunoaștere, această spovedanie publică vine după ce Obrege, Spitalul Obrege, a recunoscut situația minorilor internați și vă aduceți aminte subiectul. Deci, medicii încep să vorbească, ceea ce este foarte important. Eu cred că acest Consiliu, care este, de fapt, forul superior al tuturor medicilor din țară, din care fac parte atenție un reprezentant al Ministerului Sănătății, un, mister, un reprezentant al Ministerului Justiției, un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne și un, și un procuror. Deci, practic, eu nu înțeleg un lucru. De ce oare uh, reproșează faptul că nu vor să. MIU nu vrea să mărească testele, să aducă testele la valoarea reală, costul acestor valoarea reală, din în condițiile în care în acest Consiliu face parte chiar un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne. Uh, această, această concluzie uh, comunicată public de către uh, Consiliul Superior de Medicină Legală uh, nu face altceva decât să uh, recunoască un lucru pe care noi ca specialiști știam de foarte mult timp și anume lipsa de dotare, aparate care nu mai sunt performante la medicină legală și faptul că Poliția de asemenea are în dotare aparate care nu sunt performante, sunt învechite și reacționează uh, cu uh, rezultate fals pozitive uh, într-un proces foarte mare. Și eu v-aș atrage atenția la două chestiuni. În primul rând, uitați-vă că pe tipul de substanță, la amfetamină și la metadonă, rezultatele reale pozitive sunt decât 17% și dacă vorbim de media pe anul 2023, ceea ce mi se pare o cifră care este îngrijorătoare, 62%. Dintre, dintre, teste, dintre teste sunt uh, cu adevărat pozitive. Deci imaginați-vă că în restul situațiilor, uh, deci 38% s-au pus în mișcare niște mecanisme procedural penale și uh, șoferii au fost privați de dreptul de a conduce pentru simplu fapt că poliția nu a avut în dotare uh, aparatură performantă. Și aici mai este un alt aspect de asemenea foarte important legat de faptul că în mod indirect acest Consiliu recunoaște faptul că nu are reactiv și nu are aparatură performantă pentru noile, noile substanțe uh, psihoactive, care sunt foarte multe, și uh, spune că, uh, în mod insistent, au solicitat aceste doctori, dar nu le-au fost acordate. Ceea ce mă face pe mine să cred că sunt foarte mulți șoferi care acum uh, scapă pentru că ei consumă aceste substanțe psihoactive, iar poliția și cu medicina legală nu are posibilitatea să le identifice. Așadar, pe de o parte, sunt șoferi care uh, suferă din această cauză, unii poate și-au pierdut joburile din, din această cauză, alții, uh, iată, scapă, spuneți dumneavoastră. Citeam uh, ce ar putea să modifice uh, aceste teste, uh, rezultatul lor, cum ar veni, uh, banale medicamente, conservanți alimentari, produse pentru cosmetică sau igienă orală, adică este halucinant, cum uh, le place unor jurnaliști să spună, să avem astfel de situații. Așa este corect. Știți că în spațiul public au mai apărut discuții, au fost oameni care s-au revoltat, care au ieșit public și au spus că ei nu sunt consumatori de droguri și toate astea vin pe fondul faptului că fenomenul traficului și consumator a crescut exponențial. Deci eu cred că trebuie să fie un semnal de alarmă această ieșire a medicilor legiști. Eu cred că trebuie să se investească sume importante de bani în dotare atât a poliției cât și a de medicilor legiști pentru că vedeți că apar discrepanțe și să știți că se creează foarte multe emoție publică și neîncredere în, în actul de, de control. Control rutier și, de asemenea, în tragerea răspundere și în mecanismele penale de stabilire sau nu a existenței substanței în organismul șoferilor. Când credeți că s-ar putea rezolva această situație? Și cum? Să știți că sunt necesare sume foarte mari de bani. Și v-aș mai da un singur exemplu, ceea ce mie, se, mie, mi, se pare, mie mi se pare contrastant. Imaginați-vă un lucru. Fiecare județ are către o entitate de medicină legală. În România, sunt decât uh, patru institute care pot să facă uh, teste uh, antidrog. Și avem așa, uh, Târgu Mureș, uh, uh, Cluj, uh, uh, Timișoara, Iași în țară și Institutul de Medicină Legală care acoperă numai puțin de 17 județe. Dacă vă uitați la dispersie, de deci sunt patru în Ardeal, unul singur în Moldova, un singur institut în Moldova care acoperă 9 județe și deci INML-ul care acoperă 17 județe în sudul țării. Mie nu mi se pare normal să, să nu existe mai multe, de exemplu la Brașov, la Constanță. Și vedeți cazul de la, de la Zlatina. Amintiți-vă, vă rog, că a fost necesar, au fost necesar câteva zile pentru a se stabili dacă și el șofer care a omorât în accident o persoană și a rănit alte patru a fost sau sub influența drogului sau alcoolului, timp suficient până la primirea rezultatelor ca acesta să fugă din țară. Deci, dacă facem transportul 2-3 ore dus întors, plus când trebuie să dureze la cele centrifuge ca să se, ca să se stabilească rezultatul final, durează foarte mult. Deci, eu aș crede că, în mod normal, ar trebui să fie dotate, de fapt, înființate și dotate și alte servicii de medicină legală, cum ar fi Braș și Constanța, cum am spus. Acesta este un aspect plus că dotarea costă foarte scump. Eu nu cred că în acest an electoral, cu foarte multe cheltuieli, se vor realiza aceste lucruri, așa cum nu cred că se vor realiza cele 8 clinici de, tra de tratare a dependențelor de droguri care sunt inserate într-un proiect așa zis regional a, a plecat de la Parlamentul României. Așa cum ați subliniat și dumneavoastră mai devreme, parcă e un număr tot mai mare de șoferi care se urcă la voan sau de tineri care consumă aceste droguri, și situația pare că ne scapă de sub control foarte, foarte ușor. Este și semnalul de alarmă, tras mai devreme de medici, cei care se ocupă de astfel de teste, pentru că nu mai au bani efectiv și fac eforturi supraomenești pentru asta, pentru a procesa aceste teste. Iată aceste rezultate și cer mărirea tarifelor medico-legale. Cum spuneați, este un an electoral și totuși avem așa, de pe acum, senzația sau bănuiala că nu o să fie bani prea devreme. Așa este. Să știți că aceste lucruri sunt în stadiu actual pentru că de-a lungul timpului nu s-a privit cu interes problema. Să nu uităm faptul că toate aceste discuții s-au accentuat în spațiu public de la evenimentul din 2 mai, din august 2023. Să nu uităm că primul duș rece de care nu s-a ținut cont s-a ținut cont parțial a fost acea moarte, moarte supradoză la Festivalul Saga din iunie 2022. Dar gândiți-vă că toate acestea, așa cum spuneam, sunt cumulate în timp. Fenomenul s-a extins ieri la Arte. Fenomenul de ani de zile. Imaginați-vă dumneavoastră. Un lucru. Până acum 5-6 ani nu existau teste în dotarea poliției. Și atunci pun eu o întrebare: teste antidrog? Atunci, atunci pun eu o întrebare: în conținut în care fenomenul se amploare, suntem specialiști și știm lucrul ăsta. Imaginați-vă că nu? Pot să cred că au fost accidente rutiere, au fost evenimente rutiere în care n-au ieșit pozitiv la testele, la tirotest, dar în realitate erau, au, erau sub influența drogurilor. Și în condițiile astea ne gândim că n-am fost anticipativi, nu ne-am adaptat, n-am văzut ceea ce este în Occident, pentru că problema uh, testelor antidrog în Occident datează de 15-20 de ani. Și să fim anticipativi și să dotăm uh, uh, scalar, uh, pas cu pas, uh, poliția și uh, de medicină legală cu, uh, cu tot ceea ce le trebuie ca să poată să reacționeze pozitiv. Da, într-adevăr, Poliția Națională acum, prin helipol, uh, au mai adus încă 240 de aparate care să Adăugă la cele 180, sunt total și ceva, se, mai, se vor mai dota în continuare, dar putem să facem asta mai devreme. Și dacă lăsăm decât poliția dotată, să zicem, performant cu aparate, dar lăsăm descoperit medicina, de, de, descoperită medicina legală, care nu, pot, nu poate identifica uh, substanțele noi, care sunt foarte multe, atunci chiar este o problemă. Doamne, Cătălințo, vă mulțumim foarte mult pentru prezența în jurnal și pentru analiza, analiza dumneavoastră. Mergem mai departe.